Dragii mei, continui lecturile din cartea maestrului Ivanhoe și probabil că suntem deja la capitolul 4, dar nu mai contează numărul, să vă spun despre ce vă voi citi acum. Cum interpretează domnul Ivanhoe scrisorile către bisericile din Efes și din Smirna? Foarte interesant. Citez. Scrie îngerului bisericii din Efes. Acestea, zice, cel care îți ține cele 7 stele în dreapta sa, cel care umblă în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale și osteneala ta și răbdarea ta și cum că nu poți suferi pe cei răi și ai cercat pe cei ce se zic pe sine apostoli și nu sunt și ai aflat mincinoși. Și stărui în răbdare și ai suferit pentru numele meu și nu ai obosit. Dar am împotriva ta faptul că ai părăsit dragostea cea dintâi. Drept aceea, adu-ți aminte de unde ai căzut și te pocăiește și fă faptele de mai înainte, iar de nu, vin la tine curând și voi mișca sfeșnicul tău din locul lui. Dacă nu te vei pocăi. Ai însă partea bună că urăști faptele nicolaiților, pe care le urăsc și eu. Cine are urechi de auzit să audă ceea ce Duhul zice bisericilor. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Iar îngerului bisericii din Smirna scriei. Acestea zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel care a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și hula din partea celor ce zic despre ei înșiși că sunt iudei și nu sunt, ci sinagogă a satanei. Nu te teme de cele ce ai să pătimești, că iată, diavolul va să arunce dintre voi în temniță ca să fiți ispitiți. Și veți avea necaz 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice bisericilor, să audă. Cel ce biruiește nu va fi vătămat de moartea cea de-a doua. Asta găsiți în Apocalipsa 2, 1 cu 12. Haideți să vedem cum sunt decriptate de domnul Ivanhoe. Aceste mesaje adresate bisericilor din Efes și Smirna conțin, ca și celelalte adresate apoi altor biserici, mai întâi o judecată a faptelor lor, apoi sfaturi, terminându-se cu promisiuni de recompensă a celui care va repurta victoria. În cazul primei biserici, învingătorului îi se promit fructe din pomul vieții. Celei de-a doua îi se promite că nu va fi vătămat de moartea cea de-a doua. Ce înseamnă moartea cea de-a doua, dragii mei? Pentru a înțelege aceste imagini, trebuie să ne oprim mai întâi asupra problemei celor două naturi ale omului, natura superioară și natura inferioară, despre care v-am vorbit adeseori. Ființa umană se caracterizează în special prin trei manifestări. Gândul, sentimentul, și fapta ce corespund intelectului, inimii și voinței. O să vă arăt acum o schiță ca să formă, să continui. Ok, ok, da? Poate rețineți această imagine. Asta ca să nu mai fac eu încă o imagine, să o desenez, da? Ok, ok. În funcție de ceea ce lasă să se exprime, natura sa inferioară sau natura sa superioară, ea dă naștere gândurilor, sentimentelor și faptelor obișnuite, chiar negative, distrugătoare sau dimpotrivă a gândurilor, sentimentelor și faptelor luminoase, nobile și constructive. Schema precedentă vă va permite să înțelegeți mai bine această problemă. Naturii inferioare îi aparține deci corpul fizic, corpul astral, corpul mental. Iar naturii superioare, corpul cauzal,
Corpul budic și corpul atmic. Mult mai complicat, nu-i așa, dragii mei? Cu răbdare le vom descoperi și pe celelalte ce înseamnă. În total apar 6 corpuri ce sunt utile, unite, scuzați-mă, ce sunt unite, două câte două. Să vă mai arăt o dată? Hai să vă mai arăt o dată. Da? Sunt unite două câte două. Corpului fizic, voință și faptă îi corespunde corpul atmic, atotputernicia divină și spiritul. Corpului astral, sentimente umane, îi corespunde corpul budic, iubirea divină și sufletul. Sau sufletul. Și corpului mental, gânduri umane, îi corespunde corpul cauzal, înțelepciunea divină, intelectul superior. Și iată așa, și lectura și lucrurile se complică. Dar avem un ghidaj de aici, de la domnul Ivanhoe. După cum știți deja, fiecare corp posedă un dublu. Dublul corpului fizic este corpul eteric, care îl însuflețește și îi dă sensibilitate. La fel se întâmplă și cu celelalte corpuri. Hai să mai vedem o altă schiță care vă ajută, da? Ne ajută. Ce interesant că există și o relație cu astrologia și cu zodiile. Ok. Cum am spus, dublul corpului fizic este corpul eteric, care îl însuflețește și îi dă sensibilitate. La fel se întâmplă și cu celelalte corpuri. Putem, deci, completa schema indicând prin două cercuri mici fiecare corp, da? Cum am văzut mai devreme, și dublul său, plasând și semnul zodiacal și planetele ce le corespund. Evident, aici este schița în care avem toate zodiile, pentru cei care nu o știți. Dar mă îndoiesc că voi nu știți zodiile. Pe acest cerc, fiecare semn este opus altuia. Capricornul e opus racului, vărsătorul e opus leului, peștele e opus fecioarei. Și așa mai departe. Aceste legături au o semnificație specială. Conform schemei precedente, vedem cum corpul astral este dominat de Marte și Venus. Marte incită la violență, la distrugere, iar Venus deslănțuie pasiuni senzuale. Asta e varianta inferioară, da? Dar corpul astral este în legătură cu corpul budic, care este la rândul lui guvernat de aceleași planete, dar aspectul lor superior este altul. Din acest motiv, cei care mă știu, știu că întotdeauna am zis că într-o hartă astrală voi sunteți cei care alegeți să manifestați anumite trăsături ale planetelor pe care le aveți în hartă. Dacă vreți să manifestați negativ, manifestați negativ. Dacă vreți pozitiv, aveți timp să învățați să vă schimbați. Trecând peste această paranteză, pentru acei care mă știu. Continui. Fiindcă planetele reprezintă două aspecte opuse. Marte, care poate însemna furie, agresivitate, se manifestă în egală măsură ca dinamism, curaj, acțiune, spirit cavaleresc, ce luptă pentru a-i proteja pe cei slabi. Vai de cei cu Marte retrograd. Lecția aceasta este mult mai grea pentru ei. Nici Venus nu se manifestă numai ca iubire egoistă, senzuală, fizică, ci și ca iubire spirituală. Mai ales în aspect cu Neptun, evident. Fiecare planetă posedă, deci, două case, una în partea inferioară a schemei și cealaltă în partea sa superioară. Venus și Marte, care în partea inferioară ocupă semnele Taurului și ale Scorpionului, ocupă în partea superioară semnele Balanței și ale Berbecului. Ori, pe cercul zodiacal, Berbecul este opus Balanței și Taurul este opus Scorpionului. Da? Să studiem, deci, aceste două axe. Deși aici aș mai avea ceva de comentat, dar continui lectura. Fiecare axă leagă un rol pozitiv, masculin, de unul negativ, feminin. Aici Venus, care este polul feminin, este legat de Marte, polul masculin, așezate față în față.
principiul masculin și principiul feminin. Nu rămân inactive. Ele se stimulează, se activează, acționează unul asupra altuia. Am zis, acționează unul asupra celuilalt. Faceți următoarea experiență. Fixați-vă privirea pe o suprafață roșie aici. Da. Pe o suprafață roșie. Mutați-vă privirea pe o suprafață albă după câteva minute și veți vedea apărând culoarea verde. Și invers. Dacă vă uitați la culoarea verde, veți vedea apărând culoarea roșie. Aici are un exercițiu pe care noi îl învățăm în facultate de artă. Foarte interesant. Ori, roșul este culoarea lui Marte, iar verde este culoarea lui Venus. Datorită cunoașterii acestui fenomen, vom putea înțelege mai bine cauzele unora dintre manifestările psihice. Când lucrați cu taurul, cu aspectul, dar nu neapărat cu cei cu zodia taurului, acesta antrenează cât de curând manifestările scorpionului și invers. Când acționați cu berbecul, vor apare neapărat manifestările balanței și invers, pentru că există o legătură între aceste constelații. Venus în Taur îi împinge pe oameni să caute iubirea fizică și toate plăcerile simțurilor, dar după un anumit timp, datorită acestei legături care există între cele două planete, ei resimt obligatoriu influențele lui Marte în Scorpion. Și atunci când Marte apare, antrenează odată cu el violența și distrugerea. Da, acela care se lasă în voia iubirii fizice devine în final dur, agresiv și chiar crud. Invers, acela care se lasă pradă violenței și agresivității devine repede o victimă a instinctului sexual. Se pot observa toate aceste lucruri în timpul războaielor. În plan superior, unde Venus se manifestă ca iubire dezinteresată, bunătate, abnegație, frumusețe, Marte acționează deopotrivă, dar nu tulbură și nu distruge. El vine numai să salveze, să susțină, să întărească tot ceea ce este bun în noi sau în ceilalți. Este o lege absolută. Acela care este locuit de iubirea spirituală nu poate deveni violent, din contra. El atrage forțele pozitive și binefăcătoare ale lui Marte. Iar când Marte este cel care se manifestă primul în voi prin niște eforturi de dominare, de stăpânirea pasiunilor, de curaj, de încercări, în acel moment iubirea lui Venus vine să vă dilate sufletul, făcându-vă să gustați din viața veșnică. Frumos, nu? Să studiem acum semnul Scorpionului. El corespunde celei de-a opta case zodiacale, casa morții. La începutul cărții Facerea, unde se referă la creația lumii, Moise scrie că Dumnezeu i-a așezat pe Adam și Eva într-o grădină plină cu tot felul de pomi. Printre aceștia menționează doi, pomul vieții, din care aveau dreptul să mănânce fructe, și pomul cunoașterii binelui și răului, pe care le-a interzis să-l atingă, spunându-le, dacă mâncați, veți muri negreșit. Pomul vieții și pomul cunoașterii binelui și răului. Nu vi se par denumiri ciudate pentru niște pomi? În realitate, ei reprezintă în mod simbolic regiuni ale universului și nu o simplă vegetație. Pomul vieții reprezintă simbolul unității vieții acolo unde nu există încă polarizare. Adică nu există nici masculin, nici feminin, nici lumină, nici întuneric. În schimb, celălalt pom reprezintă polarizarea, locul în care ești obligat să cunoști alternanța dintre zi și noapte. Merge? Înregistrarea? Da. Dintre bucurie și tristețe, toate contrariile. Dumnezeu le-a spus lui Adam și Evei, va veni timpul în care veți putea mânca acest fruct, dar deocamdată sunteți prea slabi și dacă îl veți mânca, atingând puterile pe care le conține, veți muri. Veți spune că Adam și Eva au mâncat totuși din fruct și au continuat să trăiască, nu au murit imediat. Da, fiindcă în realitate, în natură, moartea nu există. Ceea ce noi numim moarte nu este decât modificarea unei stări de conștiință sau a unei stări a materiei. Această schimbare a stării de conștiință este semnalată în facerea
prin constatarea bruscă pe care Adam și Eva au făcut-o privind nuditatea lor. Se spune că atât timp cât trăiau fericiți în grădina Edenului, bărbatul și femeia erau amândoi goi și nu se rușinau. Ceva mai departe, după ce au mâncat fructul interzis, atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi și au cusut frunze de smochin și și-au făcut acoperăminte. Această cunoaștere privind nuditatea lor dovedește că s-a schimbat ceva în ei. Ceea ce s-a schimbat este corpul lor, care până în acel moment era alcătuit dintr-o materie subtilă, luminoasă, care apoi a împietrit. S-a, fiți atenți, materializat. De aceea, nuditatea lor era evidentă și au simțit nevoia să-și o acopere. Când o ființă este alcătuită din lumină pură, nu ne întrebăm dacă este goală sau îmbrăcată. Formele sale sunt atenuate, hainele îi se confundă cu trupul. Dar când coboară în materie, formele îi se condensează. Și dacă ea nu poartă haine fizice, vedem că este goală. Foarte interesant, nu? Dacă ne referim la schema numărul 2, vedem că ceea ce tradiția inițiatică a numit căderea este în realitate o coborâre în planul astral. Să vă arăt schema numărul 2, da? Să o revedeți. Adam și Eva, care trăiau în planul budic, unde guvernau Venus și Marte superiori, au căzut în planul astral, unde guvernează Venus și Marte inferiori. În zodiac, pomul cunoașterii binelui și răului este reprezentat prin axa Taur-Scorpion, în timp ce pomul vieții este reprezentat prin axa Berbec-Balanță. Acela care trăiește în senzualitate și pasiune mănâncă fructul pomului cunoașterii binelui și răului și astfel moare în fiecare zi la nivelul stării superioare, se degradează continuu, în timp ce acela care se stăpânește mănâncă fructul pomului vieții veșnice, chiar în împărăția Domnului. Să revenim acum la textul scrisorilor către bisericile din Efes și Smirna și vom vedea cât sunt de clare datorită explicațiilor pe care vi le voi da despre axele Berbec-Balanță și Taur-Scorpion. Scrie bisericii din Efes: eu știu faptele tale și osteneala ta și răbdarea ta. Osteneala, răbdarea, curajul sunt calități ale lui Marte superior. Dar am împotriva ta faptul că ai părăsit dragostea cea dintâi, adică pe Venus superior. Adu-ți aminte de unde ai căzut și te pocăiește și fă faptele de mai înainte. Adică nu rămâne în mocirla planului astral. Străduiește-te să-ți regăsești puterea și iubirea spirituală a planului budic. Aici însă fapta bună că urăști faptele nicolaiților pe care le urăsc și eu. În paranteză avem o explicație. Berbecul este erbivor și este simbolul purității. Nicolaiții erau o sectă eretică care acceptau să meargă la petreceri unde distribuiau cumesenilor carne sacrificată. Da? Deci mâncau carne impură. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. În paranteză, adică calitățile și bucuriile iubirii divine în planul budic. Iar pentru biserica din Smirna se spune: știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. În paranteză avem o explicație. Ori, taurul corespunde casei a doua astrologice, care este cea a bogăției și a prosperității. Este vorba aici despre sărăcia spirituală a bisericii din Smirna, care a căzut sub influența lui Venus inferior în Taur și a lui Marte inferior în Scorpion. De unde vin tulburările menționate pentru a doua oară? Că iată, diavolul va să arunce dintre voi în temniță ca să fiți ispitiți și veți avea necaz 10 zile.
Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cel ce biruiește nu va fi vătămat de moartea cea de-a doua. În paranteză, ni se spune, nimeni nu poate scăpa de prima moarte, moartea fizică, dar acela care repurtează o victorie asupra pasiunilor va scăpa de cea de-a doua moarte, de moartea spirituală dăruită de Scorpion. Vă mulțumesc pentru răbdare, vă aștept în curând cu următorul capitol. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, vă pup, vă iubesc, la revedere!